Te întrebasem la începutul emisiunii dacă poți să ne explici la ce te referi atunci când spui că demonilor le convine atunci când noi suntem vulnerabili, pentru că ei au nevoie să atragă cât mai multe suflete de partea lor. Și nu te întreb întâmplător acest lucru, ci pentru că vreau să punctez foarte clar că nu este totuși o joacă să ne lăsăm copleșiți de vicii, de slăbiciuni. Părerea mea e că la ora actuală sunt două pericole mari care planează majore care planează asupra oamenilor. Prima este magia. Magia de ce? Pentru că găsești la ora actuală orice carte de magie neagră și în care poate te învață, să practici oricine până la urmă. În care sunt ritualuri care, mă rog, au efect și din dorința de a avea bani, de a avea un soț, de a avea un iubit, de a avea o... Eu până la urmă, deci vreau să vă spun ceva, am crezut că doar sunt femeile au așa o problemă apropo de a folosi magie. Dar au și bărbații. Dacă n-am văzut că sunt bărbați care se duc la prăjitoare ca să-i toarcă iubita, am rămas nebun. Deci înseamnă că chiar e o problemă. Mă rog, credeam că e în apanajul fetelor, dar nu. Sunt și bărbații duși. Da. E, și asta este una dintre pericolele mai mari. În altă linie de idei, pentru că la ora actuală s-a ajuns la o luptă pentru existență care este acerbă, clar, da? Oamenii sunt dispuși să facă orice să câștige. Să fure, să mintă, să folosească magia neagră. Ori aici apare problema cea mare. Și aici apare și problema mea. Pentru că întâlnesc mai multe des de cazuri, tot mai multe cazuri de magie neagră. Adică urât, mers pe suflet, pe structuri, pe potențiale divine. Adică de persoane cărora li s-a făcut așa ceva. Persoane cărora li s-a făcut așa ceva și care ajung în spital sau în, și fără acord divin. Hai să zicem că când era magia așa și, mă rog, când e în plată karmică, mai e. Dacă cineva și-o fură pentru că e mai frumoasă sau mai deșteaptă sau pentru că îi vrea cineva soțul care are bani, mi se pare destul. Și asta este pericolul mare, pentru că aici, cum să vă zic eu, nici eu, ca terapeut, nu prea mai am voie să intervin până nu-și plătește omul. Deci, dar persoana, indiferent dacă aparent acest atac, atacul este clar că este un lucru nedrept, dar totuși de vreme ce i s-a întâmplat, înseamnă că este cu acordul divin oarecum. Este îngăduit. Este îngăduit, de ce? Exact. Pentru că noi căpătăm un potențial divin la naștere, da? Și căpătăm un potențial divin pentru că nu îl folosim, ți se ia. Și când ți se ia, ți se ia de fapt din protecția divină și atunci devii vulnerabil și primii care vin sunt demonii magiei. Păcatele astea nu te distrug din prima, știți? E așa, când faci păcate că fumezi, căderea e lentă, că îți plac doamnele, tot e lentă, nu te duci direct în cap. Dar la magie te duci direct. Te duci direct, da. Te duci direct și atunci când îți face cineva și te pune pe butuci și cu casă și cu mașină și cu familie și cu tot. Și aici apare problema. Dar înseamnă că ai un lucru major de învățat înseamnă în momentul în care ești major victima de învățat, unui astfel de atac. Și de multe ori vreau să spun că încercam să înțeleg pe Dumnezeu pentru că nu sunt un deștept. Și să știți că dacă vrea cu adevărat să salveze pe cineva, știe reușești. El de ce și știe ce a făcut omul respectiv. Poți să-ți facă multe divin, persoane și atunci te lasă, special ca să ți-ai ca lumea, special ca să ajungi la cineva care te poate îndruma către o cale spirituală. Deci de multe ori, Doamne, când ți-o iei așa urât, ți-o face special ca să te întoarcă. Asta este partea frumoasă, ca să zic sau așa, să descoperi lucruri care te reprezintă. Sau să descoperi lucruri care te reprezintă și să ajungi la tine. În altă ordine de idei este lumea virtuală. Lumea virtuală care, la ora actuală, capătă tot mai multă amploare. Deci suntem interconectați prin telefoane, internet, Facebook, toate astea. Bun, asta nu e bun, nu e rău. Problema este alta. Te conectează la un subconștient de grup. Conectarea subconștientul de grup sunt două subpersonalitate de grup. Subpersonalitatea de grup nu e întotdeauna bună. Și adică poți prelua de absolut, la persoanele clar. Cu care ești sunt într-un grup, preiau. Conectat. Absolut. Deci dacă ești medic, vei fi conectat la o subpersonalitate de grup. Ale... Nu. Da. Există o subpersonalitate de grup a medicilor. Înțeles. Da? Bun. Te conectezi. Dacă asta nu este bună, și la noi nu prea e bună, că am văzut ce vârfuri avem și ce spun, nu toți. Aici.
atunci e clar că vei avea o supersonalitate de asta care te împiedică sau te ajută să faci. Deci este exact pe principiu masei critice. Da? Luăm o ierarhie, nu mai au de ierarhie, da? Luăm o ierarhie și vârful e prost. Și peste tot vârful e prost, da? Bun. Ce se întâmplă? Vârful ăsta este prost pentru că în ierarhia respectivă sunt o grămadă de proști. Și atunci tu nu poți să schimbi ceva ce e în vârf. Să luăm orice vreți, că e eșichierul politic. Deci nu poți să ai valori dacă baza nu este corectă. Și asta este valabil în toate ierarhiile. Că e vorba de medicină, că e vorba de preoție, că e vorba de... Deci tot de-a menumărat până la urmă. Toate sunt, tot la, sunt la fel toate. Deci nu se poate asta. Ei, ideea este schimbarea bazei, deci schimbarea preoților, tineri, medicilor, tineri, politicienilor, tineri, tuturor celor de la bază, duce la un moment dat la schimbarea vârfurilor. Dar putem vorbi și aici despre o demonizare sau faptul că este, că pornisem la faptul că sufletul omului poate fi un fel de trofeu pentru demoni. Și deci, întrebasem care ar fi modalitățile în care ne facem vulnerabili. Sau de unde să știu vulnerabili eu dacă sunt în pericol sau dacă sunt noi suntem vizată vulnerabili prin dorințe. Dorințele noastre. Adică de unde poate ști un om? Asta vreau să spun. Foarte un om normal, simplu, care nu are preocupări în zona aceasta, deci, să spunem. Orice, orice îți dorești și hai să zicem că iese din din firesc, este o cale către demon. Deci orice. Că îmi doresc să am aia, că îmi doresc pe nu știu cine, că îmi doresc toate, pot să fie o cale către demon. Pentru că e o pildă foarte drăguță, să spune că un om se întâlnește cu dracul și dracul avea tot felul de sarsanale. E cărai, era cărăuș. Și l-a întrebat, ce aici? De toate pentru toți. Știți, pentru fiecare. Pentru. Dar fiecare are slăbiciunile lui, da? Sigur. Pentru unul sunt bijurile, pentru unul sunt fardurile, pentru unul sunt mașinuțele, pentru unul sunt femeile, pentru altul sunt bărbați. Fiecare are pe ale lui. Care este soluția? Este renunțarea. Trebuie să înțelegeți un lucru, că renunțarea nu renunțarea forțată. Renunțarea forțată nu înseamnă că ești mai sănătos. Exact. Că din extrema cealaltă a frustratului. Exact. Și care de mijloc. Sau cum spunea la un moment dat părinte Arsenie Boca, el spunea nici abuz, nici refuz. Bine, au completat cineva în tainele căsătoriei, dar nu e așa. El a zis doar nici abuz, nici refuz. Înțelegi? Deci e o cale de mijloc în toate. Această cale de mijloc face ca să-ți afli care sunt defectele, să vezi care sunt slăbiciunile tale și să ți le controlezi. Dar cale de mijloc. Lumea virtuală, și prin asta înțeleg și internetul și jocurile pe calculator, sunt tentante tocmai pentru că noi avem o problemă relativ la control. Și un joc de pe calculator poți să-l controlezi. Mor, dar o iei de la capăt. Nu? Poți să mor de mie de ori, că tot treci până la urmă la nivel de cerșoate. Ori este o formă falsă să ai niște senzații. De control. De că control. Tu poți controla. Că poți controla, dar în realitate nu controlezi. Problema este alta, că la ora actuală există, vreau să spun, că jocuri de calculator care ne corectează la anticeruri. Și anticeruri însemnând? Anticeruri însemnând ceea ce nu este iaduri. Bun oricum. Însemnând de-a dreptul iaduri. Și tocmai pentru că este o lume virtuală. Deci numai pentru că este o lume virtuală și pentru că declanșează nevoia aceasta de control? Nu, ci pentru că, hai să zicem, beneficitatea jocului respectiv este negativ, e puțin spus. Adică spiritual nu e nimic. Deci dependența iarăși este ceva de vibrație joasă. Deci, cum să vă spun eu? N-are importanță de ce ești dependent. Dependent înseamnă că nu poți să renunți. Dependent înseamnă că... Ești vulnerabil. Ești vulnerabil. Dependent înseamnă că ești legat acolo și că nu poți să-ți... Și dacă ți se ia jucăria, nu mai ești tu. Exact. Dependent înseamnă că nu ești în stare să... admițând că ți se ia, că poți să controlezi treaba asta. Sau că poți să renunți la ea. Aia înseamnă dependența. Noi,
cred că dependența de calculator este la fel de periculoasă ca de orice drog. Deci nu știu dacă am cazuri de... Am început să avem, prima oară am văzut la japonezi că ei sunt foarte... Deci au o mare problemă cu copiii care nu mai ies din camere ani de zile și stau pe calculator. Și întrebarea părinților și asta, deci, eu poate că am și eu limitele mele. Și am zis, și de ce nu-i tăiați cablu? Cum să-i tai cablu? Adică ăla nu iese de 2 ani din cameră. Îi duce pe pica la calculator. Deci este tot o slăbiciune de-a părinților. Absolut. Zic, îmi pare rău, problema sunteți dumneavoastră, nu copiii. Am văzut, deci, care sunt cele câteva modalități, pentru că sunt foarte multe, nu le putem menționa pe toate, modalități de a ne conecta la rău și câteva, respectiv cele mai importante, așa numite arme spirituale sau lucruri care ne pot purifica, ajuta să ne purificăm sau cel puțin ajuta să deslușim drumul care este corect și care ne poate rupe de tot ceea ce este rău. Dragoș, eu îți mulțumesc foarte mult pentru participare și te așteptăm cu drag și la alte emisiuni. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!